Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii cu care v-am obișnuit de o lună de zile deja aici în studioul Campus TV. Așa cum ați putut observa, eu, colega mea Magda Ionescu, colegul nostru Mihai Bunăziua și de asemenea și Andrei Solomon, suntem cei care în fiecare seară la ora 18 venim în fața dumneavoastră și discutăm subiectele fierbințe ale zilei. Dacă până ieri lucrurile erau oarecum în ceață în ceea ce privește desfășurarea învățământului online, iată că un ordin de ministru pune punctul pe i și spune că învățământul online devine obligatoriu. Cât de pregătiți suntem pentru un astfel de sistem de învățământ? Dacă ne permitem un astfel de sistem de învățământ, cât de ușor este să se desfășoare orele online? Ce impedimente ar fi în calea desfășurării unui astfel de proces? O să încercăm să vorbim în această seară. De altfel, chiar vă rog să transmiteți mesaje, SMS-uri, pe numărul de telefon care apare pe ecran, cu problemele de care vă loviți dumneavoastră, bunicii, părinții, de ce nu elevii, în desfășurarea acestui proces educațional online. Am învățat cu toții că în fața caietului sau foii de hârtie, pixul în mână și putem să-i dăm drumul să învățăm. De asemenea, eram obișnuiți cu toții, oricât de bătrâni sau de tineri suntem, eram obișnuiți cu toții să vedem în fața noastră la catedră, fie că era o tablă obișnuită, fie că era o tablă de ultimă generație, să vedem cadrul didactic, fie el profesor, fie el învățător, să ne mai facă și atenți din când în când, când mai, eu știu, bătea primăvara la geam și gândul mai zbura și în altă parte. Iată că lucrurile s-au schimbat radical. O să încercăm să aflăm cât mai multe lucruri legate de beneficiile, dar și de dificultățile din acest sistem online de învățare. Dar înainte de asta o să vreau să iau o legătură telefonică cu doamna Florina Stoian, inspector școlar general. Bună seara, doamnă, și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să intrați prin telefon. Bună seara! Doamna Stoian, o întrebare care este în aceste momente pe buzele tuturor este următoarea. Când va începe școala? Dacă se poate da un răspuns concret la această întrebare? Da. Vă rog. La când începe școala? Când, da. Când, nu. În primul și în primul rând aș vrea să le când spuneți... Când reiau cursurile Exact, normale. Cursurile normale. Se știe? Dacă s-ar ști, le-ați fi aflat dumneavoastră înaintea mea, pentru că nici inspectoratul școlar, nici Ministerul Educației nu hotărăște. Este vorba de Consiliul Național pentru Situații de Urgență, care are acolo mai mulți membri care au analize serioase și date concrete. Când va fi cel mai oportun pentru nu a pune în dificultate sănătatea copiilor? În primul rând, trebuie să avem grijă de acest lucru și noi sperăm să fie cât mai repede, depinde de cum evoluează această pandemie, această criză în care suntem cu toții. Înțeleg și am înțeles din declarațiile făcute pe televiziunile centrale că se ia în calcul inclusiv varianta potrivit căreia ar putea să se reîntoarcă în bănci doar elevii de clasa 8-a și cei de clasa 12-a? Este o idee care se conturează ca propunere din partea mai multor factori de răspundere, inclusiv reprezentanții sindicatelor și ai părinților au solicitat și este o măsură oportună pentru că este vorba să nu se întâlnească prea mulți copii deodată, iar cei care sunt în pragul examenelor, clasa 8-a și clasa 12-a, sunt cei care vor putea să
reia în prima fază cursurile pentru a se pregăti și a și forma drumul pentru examen. În cazul în care, presupunând că elevii se vor întoarce, elevii de clasa a 12-a și elevii de clasa a 8-a, se vor întoarce în bănci în data de 15-16 mai, este posibil ca ei să-și susțină examenele la datele care erau programate până la această situație? Ministerul Educației are mai multe variante de lucru. De lucru în funcție de data la care se va începe. Este vorba că practic este ei oricum terminau un pic mai devreme. E posibil să se amâne examenele ca să aibă o perioadă de cel puțin 2 săptămâni înaintea examenelor de carte. Dar există riscul să mergem până în toamnă cu aceste examene, doamna Stoian? Din ce ne-a declarat doamna ministru, speră ca cel târziu în iulie să se organizeze aceste examene. Bun. Aș vrea să vorbim un pic despre învățământul online. Este corectă exprimarea de ieri, învățământul online este obligatoriu? Da, profesorii trebuie să respecte orarul, să anunțe părinții și elevii din timp, face programul pentru pe săptămână, iar profesorii trebuie să își desfășoare într-un fel lecțiile online. Bun. Sunt toți profesorii, toate cadrele didactice din județul Buzău pregătite în acest moment să susțină aceste ore online? Am făcut pași importanți pentru că am avut o ofertă din partea firmei Acervio, care a pus la dispoziție gratuit școlilor această platformă online cu care suntem deja familiarizați cei care predăm în municipiul Buzău de peste un an. Pentru acest lucru au încheiat contracte peste 60 și 50 de școli din rural cu platforma Acervio și au început chiar de ieri cu succes să funcționeze. Celelalte școli au contracte cu alte, mai sunt școli care au contracte cu alte platforme, alte firme care oferă platformă online și mai avem alte platforme puse la dispoziție de minister care au fost alese de alte trei școli. Practic, 99% dintre școli desfășoară pe platforme. Restul profesorilor, din ce informații avem din școli, folosesc inclusiv WhatsApp-ul pentru a comunica cu elevii, aceștia neavând alte posibilități. Începând de ieri, prin instrucțiunile primite de la minister, directorii au luat legătura cu conducerile locale, cu primăriile și au început să achiziționeze device-uri, tablete, telefoane, calculatoare sau tablete, da, pentru a pune la dispoziție copiilor din medii defavorizate care nu au posibilitatea să aibă la dispoziție un device care să poată să comunice. Da, știți că prin punerea la dispoziție acestor device-uri, doamna Stoian, nu cred că se rezolvă problema astfel încât să se poată desfășura în câteva zile totul ca la carte, pentru că sunt copii care nu sunt familiarizați cu aceste device-uri și avem o mare problemă cu care sunt convinsă că se confruntă cel puțin copiii din mediul rural, internetul. S-au făcut contracte, firma Telecom, din câte știu, e posibil și alte firme, au oferit internet gratuit școlilor până la 1 septembrie. Păi au oferit școlilor, dar nu și copiilor la ei acasă. Problema este că le dă cartele, le oferă cartele.
Da, aș vrea să vorbim un pic despre aceste platforme pe care și pentru că ați menționat AdServio, aș vrea să vorbim un pic și despre AdServio. Vă dau un exemplu foarte facil al părintelui care eu sunt și astăzi am încercat să intru pe AdServio de pe ambele conturi, și cel al copilului și cel al părintelui. Mi-a fost imposibil. Imposibil. De aici, din oraș, cu o conexiune foarte bună la internet. De la ce școală sunteți noastră? Liceul de arte, dar n-are legătură școala. N-are legătură școala. Are legătură faptul că platforma nu a funcționat. Este posibil să fi fost și asemenea situații pentru. Și nu e singulară situația, să știți. Noastră n-ați primit reclamații? Nu a funcționat foarte bine. Am constatat și eu că pe... Dar n-ați primit reclamații cu privire la platformă? La platforme, în general? Nu, n-am primit. Eu ce am feedback din partea profesorilor care au început de ieri să funcționeze, astăzi v-au spus că au putut să predea foarte bine, să ia legătura cu elevii. În plus, începând de astăzi, firma pune la dispoziție și posibilitatea să se desfășoare prin video, sistem video. Da, și atunci când merge, să știți că se descurcă destul de bine, asta am observat și eu, dar pică de foarte multe ori această platformă. În fine, să sperăm că aceste probleme se vor rezolva. Da, este un început, să sperăm că ei sunt niște oameni destul de familiarizați și deștepți cu ce am discutat cu dumnealor, pot rezolva și sper să rezolve aceste disfuncțiuni. Trebuie să avem și noi înțelegere. Practic, profesorii, în afară de această platformă AdServio, mai au și alte variante. Dacă la un moment dat se blochează și nu poate să comunice cu elevii, pot merge pe Zoom, pe alte... Pe WhatsApp, pe mesaje și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să-mi spuneți un lucru cu toată sinceritatea, doamna Stoian. Da. Considerați că învățământul online se va desfășura așa cum trebuie? Nu vorbim în oraș, că aici suntem obișnuiți și cu telefoane și calculatoare. În mediul rural? Doamnă, noi facem toate eforturile ca să se poată desfășura. Am trimis astăzi și adrese fiecărei primării prin care îi rugăm să sprijine cu logistică școlile și în continuare căutăm soluții de îmbunătățire a acestei comunicări. Este clar că nu suplinește activitatea face-to-face, dar sperăm să putem să avansăm cât se poate, iar dacă sunt copii care nu reușesc să se conecteze și nu pot comunica cu profesorilor, aceștia vor fi luați în vedere, avut în vedere, și după ce se vor relua cursurile, profesorilor vor desfășura activități remediale cu ei, ca să poată să recupereze și ei ceea ce au pierdut. Vreau să-mi spuneți, doamna Stoian, da, pentru că trebuie căutată și pentru ei o soluție. Spuneți-mi dacă foarte mulți părinți își pun întrebări cu privire la note și la absențe. Vor primi copiii absențe și note? Copiii vor fi evaluați, deci se va face predare, evaluare, dar nu se vor pune notele până în momentul în care vor reveni la școală și aceste note vor fi trecute în catalog cu acordul părinților și al elevilor. Asta scrie în documentul Ordinul Ministerului. Există posibilitatea ca aceste note să fie trecute toate într-o zi și să se încheie situația școlară fără ca elevii să mai ajungă la școală anul acesta? Noi sperăm că nu se poate așa acest lucru. În orice caz, eu vă spun că mediile se pot încheia dacă copiii au deja două note la discipline, la fiecare disciplină. Și cam au. În semestrul ăsta. Și în situația asta nu se pune problema să se
blocheze, să sufere vreun copil din acest motiv. Da, dacă ne aducem bine aminte, cred că undeva în anul 2000 a fost o situație creată, e adevărat, de un alt eveniment, dar vreo 3 săptămâni... Când a fost greva. Exact. Copiii nu au mers atunci, la școală. Atunci s-a făcut recuperare, a fost un timp mai mare, au fost vreo 2 luni, în care profesorilor au organizat recuperare. Nici recuperarea nu este o soluție, pentru că știți, copiii stau deja la școală 5-6 ore și este destul de dificil să îi obligăm să rămână în școală încă o oră cel puțin în fiecare zi. De aceea este bine să facem eforturi acum, online, să facem tot ce putem. Da, cu siguranță părinții ridică tot felul de probleme al faptului că până acum încercam să îndepărtăm copiii de toate aceste device-uri și iată că acum îi atragem către ele. Trăim în altă epocă, am trecut în altă epocă. Nu fără vina noastră, fără dorința cuiva anume, dar asta ne oferă acum o posibilitate să comunicăm. Alta, din câte știm, nu avem altă soluție mai bună. Ce spun părinții? Ați vorbit cu cadrele didactice, cu directorii școlilor? Da, directorii s-au mobilizat, sunt de acord, sunt și ei, și profesorii sunt interesați să avanseze în comunicarea lecțiilor și predarea lecțiilor și să aibă un feedback de la ele. Noi așteptăm și sprijinul dumneavoastră al părinților să asigurați prezența copiilor la program, la orele anunțate, să poată participa. Doamna Stoian, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu multă plăcere și vreau să vă spun că vreau să mai anunț părinții și coelevii că începând de luni vom organiza în parteneriat cu o televiziune locală lecții pentru pregătirea elevilor de clasele a 8-a și a 12-a pentru limba română și matematică. Vor fi predate lecții, desfășurate lecții filmate și prezentate la televiziunea locală. Am înțeles. Este vorba de TV Sat sau cum este, 3. Da, da, da. E vorba de colegii noștri. Sigur că dacă vom afla, vom ei face... Ei au venit cu oferta și chiar astăzi căutam o soluție să putem să organizăm, să mai oferim și copiilor această posibilitate, pentru că este cu acoperire pe tot județul și anunțați din timp de program copiii pot urmări și aceste... Da, și TVR-ul organizează, dacă nu mă înșel, astfel de sesiuni de pregătire. Da, și TVR-ul organizează, cu asta sunt familia. Salutăm astfel de decizii. Corect. Da. Și o ultimă întrebare, pentru că în discuție nu poate să-mi scape. Spuneați că una dintre platforme a Servio, mă refer aici, n-aș vrea să înțeleagă cineva că am ceva cu a Servio, dar este cea mai folosită. Pune la dispoziția elevilor, profesorilor platforma gratuit. Însă până acum, timp de mai bine de un an de zile, primăria Buzău a plătit pentru a se bucura de aceste... Da, este meritul primăriei Buzău că a investit pentru învățământul din municipiu și tot grație acestei colaborări a venit din partea ca o ofertă acum pentru situația de criză și au pus umărul și au oferit gratuit până la 1 septembrie utilizarea acestei platforme de toate școlile care au dorit. Mulțumesc încă o dată foarte mult și sper să ne auzim curând cu vești foarte bune că acest învățământ online se desfășoară foarte bine. Doamne ajută! Da, sper și eu din tot sufletul și vreau să mă credeți că îmi pun nădejdea că toată lumea va face tot ce poate ca să se desfășoare cât mai bine. Mulțumesc tare mult, doamna Florina Stoian. Am fost în legătură telefonică în direct cu inspectorul școlar general. Am încercat să obținem răspunsuri la cât mai multe întrebări. Ați putut observa, doamnelor și domnilor, că m-am pus cumva inclusiv eu ca părinte în discuția cu doamna Stoian, astfel încât să putem să obținem cât mai multe răspunsuri. E foarte greu să obții astfel de răspunsuri.
În momentul în care vin foarte multe informații, cel puțin în acest moment, copiii sunt acasă, sunt foarte mulți dintre ei, sunt cei care de săptămâni întregi nu au mai ieșit afară, oricât de greu sau de ușor vă vine să credeți, chiar se întâmplă lucrul acesta. În fața calculatoarelor, în fața telefoanelor, dincolo de jocurile pe care chiar nu le putem interzice, pentru că e una dintre puținele îndeletniciri pe care le mai pot face acasă, iată, vin și aceste teme. Aceste teme care se primesc odată pe platformă, efectiv ca, eu știu, mesaj primit, rezolvă tema de la pagina, se desfășoară ca lecție interactivă și trebuie să fie în fața acestor calculatoare. Lecțiile sunt organizate după orarul pe care funcționau copiii în momentul în care erau la școală, astfel încât este foarte, foarte greu să manageriez ca părinte toată această situație. Eu sper că vom reuși cumva să o scoatem la capăt. Vorbeam astăzi și cu colegii mei și chiar cu această ocazie vreau să-i rog pe colegii mei din regie să încerce să ia legătura cu colegul nostru, cu Mihai, bună ziua, pentru că aș vrea să vă spunem și dumneavoastră ce am discutat noi astăzi, cât de ușor sau de greu ni se pare ca părinți să privim aceste aspecte, să găsim soluții astfel încât copiilor noștri să le fie din ce în ce mai ușor. Probleme sunt sigură că sunt în învățământul gimnazial. Sunt sigură că sunt în învățământul primar. La învățământul liceal deja lucrurile se schimbă un pic și adolescenții noștri, tinerii, sunt ceva mai obișnuiți cu acest sistem de a comunica, sunt obișnuiți poate să stea mai mult în fața calculatoarelor, a telefoanelor, dar cu certitudine nu pentru aceste lucruri. Cât de sigur sunt profesorii că temele primite de la elevii sunt chiar rezolvate de elevii, vom vedea și mai întrebăm și noi în stânga și în dreapta. În legătură telefonică cu noi este colegul nostru Mihai. Bună ziua! Bună seara, Mihai! Ai ajuns acasă, în primul rând? Aș vrea să te întreb. Nu încă. Bună, Mirela, îi salut și pe toți telespectatorii și, în ultimul rând, un mesaj de la mulți ani pentru toți cei care își sărbătoresc forum de situații. Sunt pe bulevard acum. Dacă tot m-ai întrebat, îți răspund. Cum e? Cum e bulevardul? Pentru că am văzut toată ziua astăzi aglomerație în tot orașul. Oameni pe jos, oameni cu mașinile. Ca o zi de după Paști, să zicem. Foarte puțin oameni pe bulevard, cu câini de companie, cu animalele de companie, de fapt. Iar circulația auto e un pic mai ridicată. Probabil încă cei care au ieșit la serviciu nu au ajuns acasă și încă mai circulă prin oraș. Să ne bucurăm în speranța că sunt puțini oameni tocmai pentru că își doresc să stea în casă, să respecte aceste măsuri impuse. Mihai, vreau să vorbim un pic pe marginea învățământului online. Tu te-ai documentat foarte bine astăzi, de altfel ai și realizat un material ce va fi difuzat în cadrul jurnalului Campus TV. Te întreb ca jurnalist, te întreb de ce nu ca părinte, vreau să ne spui și tu cum vezi toată această situație, pentru că am stat mai devreme de vorbă cu doamna Florina Stoian, inspectorul școlar general, într-o notă optimistă, spunea că până la urmă trebuie să se descurce toată lumea, primăriile vor pune device-uri la dispozițiile școlilor și școlile la rândul lor elevilor. Deja sunt firme de internet care pun la dispoziție sticurile acelea de cartelele de internet și că în mod normal n-ar avea de ce să funcționeze. Împreună am văzut astăzi însă aici, în mijlocul orașului, la o conexiune foarte bună la internet, cum platformele se blochează. Da, dacă lucrurile așa în teorie ar sta foarte bine și în practică ar fi perfect. Problema este că în realitate sunt foarte multe cazuri și aici m-aș îndrepta în mai multe zone sau mai multe categorii de persoane care nu pot avea acces la educație.
Vorbesc în primul rând de elevii cu vârste preșcolare și școlare mai mici, cei mai mici. Adică vorbesc de elevii de 1-4, chiar și mai mari cei, și elevii și copiii preșcolari. E o chestiune logică. De ce spun asta? Ei, foarte mulți dintre ei, pentru că mulți dintre părinți încă se duc la serviciu, au locuri de muncă, au fost duși la țară sau în oraș la bunici. Corect. Iar pe parcursul zilei, părinții nu îi pot asista pe copiii care sunt la bunici. Bunici care nu au cunoștințe în legătură cu internetul, da? Deci nu știu să acceseze internetul sau tot felul de gadget care ar fi teoretic pus la dispoziție de către autorități. Și să nu vă imaginați că numărul acestor copii este foarte mic, dimpotrivă. Mai mult decât atât, este o chestiune simplă de imaginat. În timpul cursurilor normale, mulți dintre copii erau duși la grădiniță și aveau program prelungit. Părinții nu aveau niciun stres, veneau de la muncă, îi luau pe copii de la grădiniță. Acum, neavând unde să-i ducă, unde sunt acești copii? La bunici, corect. La bunici. E o categorie destul de mare. Și aici, cu siguranță, vor fi probleme. Ei nu vor avea acces la aceste cursuri online. Și nu vorbesc numai de cei de grădiniță, ci și despre toți acei copii care nu pot fi lăsați singuri acasă și care nu au ajuns la o vârstă sau la capacitatea de a putea accesa internetul și de a intra pe aceste platforme educaționale. Iar dacă ar fi, Mihai, să ne referim la mediul rural, pentru că am întrebat-o pe doamna Stoian și am rugat-o să-mi răspundă sincer dacă chiar crede că se va desfășura așa cum trebuie învățământul online în mediul rural, mi-a spus că se face tot posibilul și acolo să se pună la dispoziția școlilor și implicit a copiilor astfel de device-uri, numai că sunt sigură că... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Sunt foarte mulți la ora actuală, foarte mulți părinți ai copiilor care merg la școală, dar părinții sunt analfabeți. Nu știu să folosească, nu știu să citească astfel de lucruri. Cum îi învățăm pe copiii ăștia? Așa este, corect. Este o altă categorie despre care spui și tu și este în completarea acestor sute, poate mii de cazuri despre care vorbeam mai devreme. Avem 80.000 de copii care sunt în învățământul județean. Avem mii de profesori implicați în această chestiune, dar dacă începem să facem o statistică adevărată, reală, cu cei care în această perioadă potrivit ordinului pot avea acces la educație în mod egal, o să constatăm niște lucruri triste. Problema nu intervine, să zicem, foarte grav, decât în momentul în care citim acest ordin, și chiar mă uit pe el acum, zice așa. Părintele, tutorele legale, instituții sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului elevului la activitățile de învățare online organizate de unitate de învățământ. Cum se traduce obligația asta, Mihai? Păi da, aș întreba eu acum pe cei care au dat acest ordin. Cum pot aplica această prevedere din articolul 11 al acestui ordin, părinții care au copiii duși la bunici și care lucrează și care toată ziua sunt la muncă. Corect. Extrem de pertinentă întrebarea și mi-aș permite să continui. Cum pot respecta acest punct din ordinul ministrului, părinții care sunt în 75%, încearcă să mai facă ceva pe lângă, eu știu, gospodărie și pe lângă casă, astfel încât să mai rotunjească un pic veniturile și se văd cumva obligați la un moment dat, pentru că hai să nu lăsăm la o parte altă idee care se naște de aici. Știm cu toții că oricât de mult ne-am educat copiii, sunt momente în care sunt răi, să spunem. Cutărescu nu intră pentru că nu i-a cumpărat maică-sa telefon sau tabletă sau calculator și va rămâne multă vreme cu treaba asta în spate. Exact. Sunt multe lucruri de discutat aici și tot din ordin aș dori să vă mai citesc încă un lucru legat de dispozițiile finale.
La reluarea activității de predare, învățare, evaluare, unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea online poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ, notă, cu acordul elevului sau cu acordul părintelui tutorului legal. Exact. Dacă acești copii care nu au acces la internet nu sunt notați, ce se întâmplă cu ei? Altceva. Pentru preșcolarii elevii din medii dezavantajate, inspectoratele școlare și comunitățile de învățământ cu sprijinul autorităților locale și al altor parteneri educaționali iau măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare și a accesului activității de învățare prin identificarea nevoilor și a soluțiilor de învățare cu echipamente informatice și conectare la internet. Ce spuneai tu mai devreme, s-a zis doamna general Stoia. Exact. Care sunt curios să văd în cât timp și cât de repede pot fizic școlile să se mobilizeze în așa fel încât să cumpere toate aceste tablete, smartphone-uri și să aibă și internet evident. Asta pe de o parte, dar hai să ne gândim la primăria de la Valea Salciei, când își va permite vreodată să cumpere copiilor astfel de gadget-uri. Corect? Problema de finanțare. Nu toate primăriile au această putere. Iar acum am putea să... Te rog. Sunt probleme care se întâmplă exact acolo unde sunt cei mai mulți elevi care nu au acces la smartphone. Sau la tablete sau orice alte mijloace din astea. Din păcate. Și acum aș vrea să tragem, e foarte mult de discutat pe marginea acestui subiect, însă aș vrea cumva să tragem o concluzie a ceea ce se va întâmpla anul acesta, a ceea ce se va întâmpla anul viitor. Mă refer la generațiile care vor ajunge în clasa 8-a, care vor susține un examen și în mediile cărora se va regăsi această perioadă ca notare. Da? Aici intervine, să zicem așa, memoria. Eu așa mi-aduc aminte faptul că Ministerul Educației a dispus ca examenele din acest an, când vor fi ele organizate, fie că vorbim de evaluarea națională sau de examenul de EBA ca laureat, programa care se va regăsi în subiecte va fi cea până la momentul suspendării cursurilor, adică până programa acea predată până pe data de 11 martie, atunci când știm cu toții că au fost suspendate cursurile în întreaga țară. Asta este o veste bună pentru cei care ar avea o îngrijorare. Domnule, eu n-am putut am acces la educație, între timp colegii mei au avut această posibilitate, să fie învățați mai bine. Nu. Asta am primit examenul. Problema este alta. Că noi, între timp, nu i-am mai obișnuit pe acești elevi, cu ceea ce înseamnă examenul, totul a fost pus caotic. Și o să mai precizez ceva. Faptul că noi vorbim despre problemele create în realitate de acest ordin, nu înseamnă că nu susținem continuitatea actului educațional în zona în această perioadă de stare de urgență. Dimpotrivă. Sunt de acord cu tine. De ce acest ordin nu a fost dat la prima, să zicem, la prima tentativă, de fapt, la primul decret de stare de urgență? Altfel, cu totul altfel ar fi stat lucrurile în acest moment dacă acest ordin era dat atunci, pentru că toată lumea a luat-o la modul dacă vrem. Atât cadrele didactice, cât și elevii, cât și părinții. Da, n-a fost niciun plan de anticipație, se va întâmpla nimic. Alte țări au făcut lucrul ăsta. Să nu zic că alte țări au sistemul ăsta de internet, de educație online dezvoltat de mulți ani. Iar noi venim la o lună, știi ceva, de la suspendarea cursurilor, cu un ordin care vine cu obligativitatea învățământului online. De ce nu am făcut noi acest ordin acum o lună și ceva, și poate până acum, până în momentul în care noi vorbim, ar fi avut ar fi existat posibilitatea pentru autoritățile locale să le cumpere acelor elevi aceste gadgeturi, sau mă rog, tablete, smartphone-uri, ca să aibă acces la educație online. Și părinții, la rândul lor, ar fi știut un lucru destul de clar. În continuare, copilul meu învață online și părintele lua măsuri. Din păcate, între timp, neîntâmplându-se acest lucru, părinții și-au luat măsurile în consistență. Nu suntem obligați,
facem cu copiii cursuri online, îi ducem la bunici. Încă o dată, însă nu ne imaginăm că sunt puține cazuri de acest gen. Pentru că, în continuare, spre fericirea lor, sunt mulți părinți buzeni care lucrează, care sunt în câmpul muncii. Da, din păcate, Mihai, ai dreptate. Vom sta cu ochii și vom vedea ce se va întâmpla. Începând de săptămâna viitoare, tu vei trece în locul meu aici la pupitrul emisiunii și sunt sigură că vom continua discuția și vom ține buzoienii la curent. Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ai acceptat să intervii în emisiunea noastră în această seară. Cu mare drag, numai bine, seară plăcută. Seară frumoasă, Mihai. Aș vrea să aflu de la colegii mei dacă mai pot continua, dacă pot lua pauză, dacă trebuie să pun punct. Deci trebuie să mă opresc? Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni cu o parte mai scurtă de această dată, însă neapărat trebuie să rămâneți alături de noi, pentru că cineva drag va interveni prin telefon aici în emisiune pentru a ne povesti nouă, pentru a le povesti buzoienilor cam ce se întâmplă cu studenții în perioada asta, că suntem puțini care ne adresăm astfel de întrebări. Scurtă pauză publicitară și revenim.